Salut! În acest vlog vreau să remediez o greșeală pe care am făcut-o eu în urmă cu câteva luni de la începutul canalului meu de YouTube, atunci când am postat un vlog despre circulația în sensul giratoriu. Cei care nu l-ați văzut, o să-l vedeți în descriere, o să găsiți linkul către acest vlog și vreau să-mi cer scuze pentru că acolo am făcut niște erori fără să-mi dau seama și pe care acum vreau să le îndrept. Încă de când am postat acel vlog au fost foarte mulți oameni care mi-au scris în comentarii că am făcut aceste greșeli. Mi-am dat și seama de atunci că este greșit, dar abia acum am găsit timpul și energia necesară să răspund și să-mi cer scuze pentru aceste greșeli. Prima greșeală pe care am făcut-o în acel vlog este aceea că am folosit greșit expresia după. Am spus că autotermul vine după stradă în loc să zic că vine de pe stradă. Aceeași direcție de mers în sensul giratoriu, doar că intră după benzi diferite. Da, corect gramatical este să spui că vine de pe stradă, dar ținând cont faptul că eram mult mai atent pe conținutul de lege și să încerc să editez, să se suprapun imaginea cu textul, să fac să iasă ceva frumos, m-a chinuit foarte, foarte mult și mi-a scăpat această greșeală. Iar a doua greșeală pe care am făcut-o eu, a doua eroare, este că am pus greșit indicatorul cedează trecerea. L-am pus așa, ca pe un triunghi, în loc să-l pun așa cum arată codul rutier cu latura în sus, ceea ce este, da, într-adevăr, iar este greșit. Da, acestea au fost erorile și nu cum au crezut cei care s-au bucurat foarte mult că am greșit concluzia la care am ajuns în urma studierii textului de lege. Vreau să înțelegeți cu toții că ceea ce am făcut în acel vlog este textul de lege, nu este opinia lui Tavi Perti. Este textul de lege și până în prezent n-a reușit nimeni să vină cu argumente legale contradictorii care să dovedească altceva. Deci ăla este textul de lege. Tot ce a venit altceva până acum și a spus au fost doar frustrări personale, interpretări personale, folosind expresii de genul sensul giratoriu este sens unic, este o interpretare personală, nu scrie nicăieri în lege. Da? Vorbiți de ieșirea din sensul giratoriu, că sunt sensul giratoriu cu 3 ieșiri, 5 ieșiri, nu există nicăieri în lege așa ceva. Nu scrie lege, legea scrie în schimb că este intersecție. Am promis că o să vin și o să lămuresc toate aceste aspecte, motiv pentru care o să profit de acest vlog, că ăsta este motivul pentru care am făcut acest vlog, să rog persoanele care se uită la canalul meu de YouTube și care se pricep la editare grafică, la animații grafice, să poată să facă o simulare 3D, astfel încât să pot eu să exemplific cu exactitate cum se circulă în sensul giratoriu, să vă arăt de ce este bine să circulăm așa, să vă arăt mai multe cazuri cu 2 benzi, cu 3 benzi, cu 5 benzi, cu 2 ieșiri, cu 5 ieșiri, cu câte vreți voi, să pot să lămuresc fiecare caz în parte și vă promit că o să răspund inclusiv la fiecare comentariu în parte. Așa că vă rog, cei care vă pricepeți la editare grafică și vreți să mă ajutați, să-mi scrieți în privat pe Instagram Tavi Perțea sau pe Facebook Tavi Perțea, Tavi Perțea Vlog, îmi scrieți și împreună să dezvoltăm acest proiect astfel încât să creăm o dezbatere la nivel național, dacă se poate, da? Astfel încât să circulăm toți în același fel. Că am văzut că foarte multă lume este contrariată, unii circulă într-un fel, unii circulă într-un alt fel și pe mine nu mă interesează neapărat să se circule așa cum am susținut eu, chiar dacă așa spune legea. Dar problema este că trebuie să circulăm toți la fel, pentru că dacă jumate fac într-un fel, nu rezolva nimic. Haideți să găsim o variantă comună, să dezbatem și să sperăm că organele competente ne vor băga în seamă. Poate citește cineva aceste comentarii, poate cineva care are putere de decizie va decide la un moment dat să rezolve această problemă. Fiți de bună credință!